bună ziua, sunt fizioterapeutul Lucian Gală și doctor în științe medicale. În kinetoterapie e foarte mare nevoie de elemente adjuvante, fiindcă kinetoterapia necesită un travaliu foarte mare pentru fizioterapeut și pentru pacient. În această idee se dezvoltă și avem aparatură specifică care ne ajută să nu dobândim noi boli personale în timp, iar pacientul să fie tratat în maxim în de bune condiții. În această idee am achiziționat o masă care deocamdată este în premieră în cel puțin în vestul României. Se numește Manutera, are avantajul de a se mobiliza în toate direcțiile, în toate axele, iar este un foarte bun ajutor pentru fizioterapeut de zi cu zi, în condițiile în care lucrăm intensiv cu un pacient, iar pacientul trebuie să se simtă confortabil și trebuie să se simtă în siguranță pe dispozitiv. Este o masă revoluționară dezvoltată în Finlanda. Avem un pacient care a suferit în urmă cu mulți ani o fractură de coloană. În momentul acesta are o cifoză pronunțată în zona unde a fost operat, în segmentul operat, iar în acest caz masa este de mare, mare ajutor, având posibilitatea de a-l manevra în limite confortabile atât pentru pacient cât și pentru mine. Aia înseamnă că nu necesită foarte mare efort din partea mea de a-l mobiliza, iar pacientul se simte în siguranță fiind fixat pe masă. Avantajul mesei este mobilitatea în toate axele, atât în flexie și în extensie, controlată, inclusiv în mișcări de circumducție sau de rotație. Mișcări care, în mod normal, n-am alte condiții în care aș putea să le fac cu un pacient. Pacientul este relaxat, dar stă în siguranță, e sigur pe masă, iar eu nu exercit foarte, foarte multă forță asupra lui. Alt avantaj este că ne putem postura sau poziționa masa la înălțimea noastră sau la înălțimea adecvată tratamentului. Având controlul prin pedale și totdeauna suntem în controlul poziției și posturii pacientului. Această mișcare de rotație îmi pune în tensiune musculatura pe o anumită parte, îmi detensionează pe cealaltă parte, îmi crește tonusul pe musculatura posterioară, iar îmi relaxează musculatura anterioară. Un beneficiu mare îl avem pe pacienții care sunt în stadiu acut, adică putem să posturăm masa, să o ducem în poziția verticală, iar de la verticală putem coborâ masa până în orizontală împreună cu pacientul, fără să supunem pe pacient la se întinde singur pe pat.